Bun găsit, dragi telespectatori! Emisiunea Viața Gojului vă prezintă astăzi un caz incredibil și n-am să pot să dau un nume deocamdată a celor care acuză, pentru că e normal să le protejăm identitatea, așa că tânăra care face acuzații, cu toate că are alt nume, o să-i spunem Maria. Deci, Maria, aș vrea să te rog să-mi spui, să-mi povestești. Tu faci o acuzație foarte gravă asupra unui profesor. Eu am dat prima de la școală la 6 ani, deci automat în clasă nu aveam fix 14 ani și 2 luni. M-am înscris în echipa de handbal, era antrenor. În clasa nouă, în cantonament, am avut prima oară impresia că... Că încearcă să mă invite undeva. Câți ani avea el atunci? Mare ca mine cu 13 ani. Da. Bine, nu s-a pus problema, pentru că aveam colegii mai mari care aveau grijă de mine. Unul dintre ei chiar cunoștea foarte bine pe tati și nu m-a scăpat din nou nicio secundă. În clasa 10-a, după campionatul de handbal, am început toată povestea. Că, mă rog, ne-am dus cu fetele la... Am băut un suc, pentru că chiar nu beau alcool, nici măcar nu gust alcool. Am băut un suc și seara am rămas la cămin, că aveau camere atunci la cămin, la liceu. Și, na, atunci s-a întâmplat mare să se dea la mine. Și, prima jumătate de an, să zic, a fost ok, că nu mă simțeam obligată să fac ceva ce nu vroiam. După aia s-au schimbat lucrurile puțin. Ați început o relație? Da, dar nu în sensul că o relație pe bun. Adică eu ieșeam foarte puțin afară. Poate ne vedeam 5 minute și intram în casă. În clasa 11 am început o relație într-adevăr. Și în clasa 11, în semestrul al doilea, cred că știa mai tot liceul. Și atunci când am dat seama că colegii mei știu. Cam în ce an se întâmplă asta? Eu am terminat liceul în... Stați-mi să calculez, am 27 de ani. Ai 27 de ani, da? Da, și am terminat eu la 18 ani, acum... Câți ani? 9 ani. Așa, în regulă. Și el este încă profesor acolo? Da, da. Eu când am realizat că toți colegii mei știau și am realizat deja că unii dintre profesori nu spuneau direct, dar băteau apropo din astea, i-am spus că poate ar fi mai bine până am terminat eu să mă las în pace, să pot na, că nu e ok să... fi ascultat de mai multe ori decât este necesar. Sau nu e ok să simți cum un alt domn profesor te ia la mișto. Sau, mă rog. Și nu, bineînțeles că nu. N-a fost de acord? Da, n-a fost s-a de acord. Relația. Da, nu. Da, este căsătorit? Era căsătorit? Nu. Nu, îmi plac tot cu o elevă. Aflasem la un moment dat și... Nu. Și în clasa... Nu, mă rog, a trecut și clasa 11-a cu Q-Cubai în sensul că... Na, adică nu mai mi-era comod să mă duc la școală, să stau ochii cu domnii profesori. Deci eu n-am putut să înțeleg de ce nici un domn profesor nu a spus bă, e un copil, lasă-l în pace. Că mi s-ar fi părut mai normal decât să se ia de mine, să-mi spună mie... pentru că la un moment dat am... De exemplu, doamna mea profesoară de chimie de pe atunci... se întâmpla la un moment dat să mă asculte la fiecare oră. Și nu înțelegeam de ce? De ce la fiecare oră? Că nu mi se mai părea normal. Și la un moment dat am întrebat și a zis că mai doar decât sportul ar trebui să fie școala. Păi bine, dar tu mă întrebi numai pe mine? Întreabă-l pe ăla care ar trebui să ia decizii corecte. Nu întreba un copil, că eram un copil, nu? Totuși. Și după... Mă rog, am terminat clasa 11-a. În clasa 11-a, tot vacanța de vară, n-am vorbit, că nu... Nu am mai răspuns la telefon, nu aveam decât fix, ce adevărat, și nu am mai răspuns la telefon. Fix nu răspundeam intenționat, când mă gândeam că poate nu răspundeam. Când am început clasa 12-a, în prima zi, deci chiar în prima zi de școală, când am plecat de la școală, oprim mașina lângă mine pe stradă. Și o zis să urc în mașină, eram cu prietena mea cea mai bună, am urcat amândouă în mașină, pe ea o lăsat acasă, până trebuia să mă duc mai departe acasă. Și o zis că... Nu, mi-a vorbit foarte frumos, că nu o să afle nimeni și chestii din astea. Bun, dar
era din aceeași localitate cu tine, trecea normal pe la tine pe la poartă? Nu, sau nici... a mers special să te ducă acasă? A mers special. Nu și se pune problema. Stăm în direcții total opuse. Total opuse. Total opuse, da. Și... părinții tăi când au aflat de problema asta? În clasa 12-a. În clasa 12-a, că tati nici nu mai văzut mâna asta la handball. Atunci... Dar el ce spunea? Că te ia de nevastă? Nu, dar nu. Dar nici eu nu mi-aș fi dorit să mă căsătoresc. Și nu îmi doream să mă căsătoresc. Doar că tati... doar că... Ce acum, că sunt a lui. Da, că sunt a lui. Și... mă rog, în clasa 12-a, pe al doilea semestru, deja a început să devină violent. Și prima fază pe care mi-amintesc eu, care mi-a rămas așa întipărit, a fost că nebunit un coleg l-am sfărat de la Craiova, la echipa de fotbal, și aveam un telefon în acea clapetă, micul, atunci a părut seră. Și am cerut și eu, la ora de spus, dar nu știu ce mi-a venit, să-i cer telefonul să mă uit puțin la el. Și el a văzut cum jucam pe telefonul colegului meu, mi-a dat, știu cum mi-a dat o hârtie mare, mai știu 500.000, 100.000, dar o hârtie mare, nu să-i cumpăr un pix cu 2.000, să-i duc în sala de sport vechea. Și m-am să duc pixul, mai, deci cum am intrat pe ușă, direct două palme mi-am luat. Și nu înțelegeam de ce, dar în secunda doi vedeam pe el că țipa, urla la mine și nu înțelegeam de ce, că nu făcuse nimic. Că... eu înțeleg cum îmi poate fi gelos. Deci n-am văzut astea la mine în casă, dar mă gândesc că pot să fie atât de gelos, dar... acum chiar că mă uitam într-un telefon și mă jucam un pic pe el, ce-am făcut rău? Și apoi s-au întâmplat tot felul de faze din astea, adică nu aveam voie să mă duc cu colegii la suc. Dacă s-a întâmplat să plec fără să spun că mă duc cu colegii la suc și s-a întâmplat să mă sune, pentru că el nu se mai ferea de nimeni la un moment dat. Din semestrul 2 în clasa 12 chiar nu se mai ferea de nimeni. Nu conta că profesori, colegi de lui sau colegi de mei, nu se ferea efectiv nimeni pe asta. Și s-a întâmplat de multe ori să mă duc colegii la suc. De ce deci venea? Deci dacă el avea chef, de exemplu, eram la ora de psihologie și el a vrut să mă ducă pe mine, să mă lasă acasă, că au zis el nu știu ce chestie. Eu intră la ora de psihologie, a spus la doamna profesoară că are treabă cu mine, mă lua de mână, mi-a luat ceantă și am plecat acasă. Doamna profesoară nu întreba nimic, dar... încă, nu știu... eu am, și am copil, da? Acum, da. Și eu cred că dacă un profesor aș afla cu intra și mă lua fata din clasă de la o oră de mână... Doamne, eu l-aș scoate din învățământ. Poate m-aș ține de el, că nu e, nu se face. Pentru că în afară de faptul că devenise foarte violent, pe mine mă domina psihic foarte tare. Adică, dacă eu îmi spuneam, hai să ieșim sâmbătă acolo și eu ziceam că nu, poate chiar nu puteam, nu. Sau ceva, clar, îmi dădea al doilea mesaj, ieșeam, ziceam, bine, la ora de e bine. Deci nu cred neam în fața lui. Nu cred neam pentru că am avut o felul de faze din asta, adică prietenii lui au lovit de față cu mine pentru o glumă prost făcută, care mie nici nu se părea prost făcută la una, adică... De ce ieșați împreună? Practic deveneați prietenii oficiali, după o prietenie între un profesor și o elevă de 14 ani. Da. Și... tot pățeam faze din astea. Dacă mă plesneam... în continuare cu părinții. Da, niciodată n-am locuit cu el. Deci niciodată nu mi-am dorit să locuiesc cu el. Nu știu, probabil văzând că devine violent, nu mi-am mai dorit să mai fac un pas sau ceva. Și... văzând că devine tot mai violent, până nu... până... acum vreo... 5 ani, cam așa. Înainte de Paște, în vinerea mare de Paște, am plecat de acasă, că mergem până în oraș, că avea ceva treabă, și mi-am și luat cumpărături de făcut. No, bun. Și pe drum s-au gândit că el ar vrea să facem sărbătorile nu știu unde, eu am zis că eu vreau să le fac acasă, că eu așa consider că sărbătorile le fac acasă, cu ai mei, că de-aia sunt ai mei, și măcar atunci să fim toți liniștiți. Și deci, nu mai știu din ce direcție a început să mă lovească, au zis că nu, că de fapt eu vreau să mă văd cu altcineva și... deci nu mai știu, dar știu că am ajuns acasă foarte aflată și foarte... și, într-adevăr, m-a ajuns după poate, nu știu, scos certificat medico-legal, pentru că nu mai lucra nimeni deja vineri după masa. M-a scos certificat medico-legal și... atunci m-am zis apărție cu el. Certificatul ai? Da, îl am. Doar că i-am... acum 5 ani. Da. Doar că i-am spus că nu vreau să mai vorbim, să mă las în pace, mă rog, i-am dat copie ca să vadă că el tot zicea, a, că de cât te-am atins,
m-a atins, i-am dat copia să vadă că nu ți se dau zile cu internare dacă doar te atins cineva și... Câte zile erau? Nu mai știu, 4, 5, dar erau câteva. Și una dacă era, nu mi se părea normal ca în ziua, și nu mi se pare ca în ziua de Paște să trească să mănânc supă cu paiul, că altceva nu pot. Nu mi se, și nu mi se pot normal să am semne vizibile vreo săptămână după. Și... i-am dat copia de la certificat, o plecat, bine, eu dat-o mama, de fapt, că nu mi-a avut curajul să ies la poartă. Deci mie mi-era foarte... mie și mi-a fost și cred că îmi va fi foarte frică de el. Și ne-am întâlnit după faza asta, ne-am întâlnit oare la violună și credeți-mă, întâmplător ne-am întâlnit pe stradă, dar eu când am văzut că vine, spune, așa îmi făceau genunchii, deci nu puteam să stăpânesc picioarele. Și... bine, eu tot zis că hai să-ți dăm de vorbă, hai că nu te-am lovit chiar atât de tare, că nu știu ce, că nu știu... poate și mai rău cum ar veni. Da, bă, atunci n-am realizat. Nu, cred că încă... sau nu știu ce credeam, poate... chiar îl iubeam și îmi doream să-l cred, nu știu. No, și... după care s-a întâmplat să rămână însărcinată. Atunci a început-o călbarul. Dar voi unde vă întâlneați? De la casă, unde vă întâlneați? Da, deci mergeam de la casă. Și locuia singur? Nu, locuiește cu mama lui. Da, da. Da, și mama nu știa că aveți o relație? Da. Poate să aștepta să vă căsătoriți? Da, probabil, nu zic. Doar că... momentul în care am rămas însărcinată, primele 3-4, nu știu, nu au avut treabă, după aia nu mai ținea cont că sunt însărcinată și mă lovea. La un moment dat umbla cu o elevă, știam că e elevă, știam că era elevă, știam că făcea sport, cum făcusem și eu, culmea, dar asta să mă gândesc. Ce mi-am văzut de față, mi se pare că la un moment dat o văzusem trecând că era tot din partea din care mergeam eu acasă și o văzând trecând pe lângă mine pe stradă și avea același număr pe care l-aveam eu când jucam. Și pentru mine a fost așa... da, și pentru mine a fost așa... wow! Oare din cauza numărului o fi ceva cu număr? Încă nu. Sau poate a primit același număr de tricou pentru că era în aceeași situație cu tine. Da, nu, eu încercam doar să mă bine dispun la momentul respectiv. Mă rog, și... copilul meu născut prematur. Pentru că numai ce intrasem în lună în șaptea și deja au zis că nu mai vrea, el a zis că nu mai vrea să știe nimic. Și am zis, bun, mi s-o port un capăt de țară, eram prima mică cu un copil singură. Da, a fost de acord când ai rămas însărcinată să poți da. Însărcinat? Deci mă duc aminte chiar că prima oară când am spus că sunt însărcinată, au spus, da, și ce nume o să-i punem? Na, deci asta nu mi se pare că n-ar fi fost de acord, nu? Din contă, nici eu nu m-aș fi așteptat să mă întreb ce nu o să-i punem. Și... da, mă rog. Câți ani aveai atunci când ai rămas în 23. Nu aveam tot mai 18. Aveam 23, nu mi s-a părut. Da, dar nici nu pot în capul de lume. Da, bun. Mă trezesc cu lumea așa, atâta că nu vreau să știu nimic de copil, vreau să dispăreți amândouă, tot felul de chestii. Da, bun, nu vreau să știu nimic, nu vreau să știu nimic. Nu, mă descurc și singură. Nu eram singură, că aveam pe mama, aveam pe tata, aveam frate, soră, frate. Bădneam că cineva o să mă ajute, nu o să mă lase, nu? Chiar în așa fel de sarcină, cum am intrat, am făcut ultimul ecograf, mi s-a spus că, nu, poate am bine pelvian și nu o să mi se întoarcă că nu mai avea loc. Am ajuns acasă, aveam 7 luni și 2 săptămâni de sarcină și 3 săptămâni de sarcină. Chiar și într-o seară mă trezesc cum claxonează la poartă și claxona și țipa și înjura. Și ies și eu și îl întreb, era deja 9 seara, că era destul de întuneric, se întuneca, urcă în mașină, urcă în mașină și ce ai sunat-o pe respectiva, se spune că ești însărcinată. Și am zis, eu n-am sunat pe nimeni, dar chiar n-aveam niciun număr de telefon. Pe fata care umbla el atunci, tipa din liceu, dar n-am sunat pe nimeni. Ea fiind elevă? Da. Și din aceeași localitate cu tine? Nu, mai încolo. Trecea de tine? Da, trecea. Da. Și te știa? Ea mă știa bine, că ea mă prinsese nici eu pe mine. Sau mă rog, după, n-am, nu știam, știu că ea mă cunoștea foarte bine. Și, deși ce-o ziceam, că n-am nicio treabă, m-am întrezit că a început să mă lovească. Inițial m-a prins peste față, după aceea știu că a încercat să-mi dea în burtă și tot încerca să mă apăr și mă lovea în laterale și peste spate. Mă rog, nu știu, la un moment... Asta s-a întâmplat la poartă, la tine? Nu, la poartă, la o școală generală. Puțin mai departe de mine. Știu că l-am rugat să mă duc, să mă lase măcar în centru, că nici nu am avut pretenția să mă lase la poartă.
vreau doar să cobor, că simțeam că nu mai mi-e bine. Și tot rugam să mă duc, că măcar nu mai sunt undeva mai aproape un pic de casă. Că și, deci, ploua foarte tare. Și tot ziceam, nu te duci pe jos. Nu mi-era că merg prin ploaie și mi-e o groază de fulgeri, de-mi stă inima în loc când fulgeri deasupra mea. Nu mai mi-era că fulgeri și... Știam că... Simțeam eu că n-aș putea să ajung până acasă, de acolo, în momentul respectiv. M-am dus, mă rog, m-am lăsat ceva mai aproape de acasă, ce e adevărat. Am intrat în casă. S-a mai întors odată, ceva mai târziu. M-ai țipat de vreo două ori la mine, așa, pe geamul de la mașină. M-am plecat iar și m-am sunat pe la vreo 11 noaptea și am intrat în travaliu. Am născut copilul prematur. M-am născut fata marți, vineri, am ajuns la ea acasă. Vineri seara a fost la mine la poartă. Bine, iară m-am plăsnit, iară m-am lovit. Deși atunci nici mai înțelegeam de ce mai dă în mine. Bun. Da, tu ai ieșit la poartă, te-a chemat și ai ieșit da, pe poartă? Da, nu m-a chemat, a claxonat, nici nu știam exact cine e la poartă. Și venind din curte, am zis, nu, mă duc să văd. L-am văzut pe el, mi-a deschis și am o tras de mână. Deci tu erai la 3 zile după naștere? Da, fix la 3 zile, că nu puteam să stau bine jos, că aveam fire. Și nu înțelegeam, chiar nu înțelegeam de ce dai mine. Bun, mi-a zis, nu sacul tău de box, de ce dai mine, că... Mi-a lăptat copilul în momentul ăla, nu m-a lăptat, chiar am lăptat-o doar 5 zile. Și îmi tot zicea că, nu, asta o făceam de parte, că a zis că vrea să lăsăm, vrea să dispărem și eu și javra mea. Și că... Adică tu și fetița, să dispăreți. Să fac cumva să o omor. Să omor fata? Că nu-mi interesează doar să scap de ea, să... Nu știu cum să mai zic, că doar să dispărem amândouă. Că jabră, că... Și tot întreba, cum poți să faci un copil de 3 zile? Nu se spune jabră. Nu ți-a cerut nimic. Acum aș cer eu, lasă-mi în pace, că mă descurc eu cumva, deși... Și... O plecat. Vreo 3 luni de zile m-am mai căutat. Vreo 3 luni de zile ne-am întâlnit pe stradă. De fapt, ne-am întâlnit... Eu o sunat în ziua respectivă și o zis că vrea să ies afară. Eu am zis că nu pot să ies afară, că le-am singură acasă cu bunica mea. Nu am cu cine să-mi las copilul. Și o zis, nu ieși afară. Și am zis că nu ieși. Eu am tot treptat nu ieși afară. Eram așa cu căruțul la plimbare. Că eu mă mândream cu copilul meu. Eu și acum mă mândresc. Și cred că toată viața mea o să mă mândresc copilul meu. Că e a meu și o văd perfectă. Și oprim mașina lângă noi două pe stradă. Asta când avea fetița 3 luni. Da. Mi-a zis să plac căruțul undeva la, mai la o parte, să nu vă rămâne fără el, mă rog. Am urcat în mașină. Cu fetița în brațe. Da. Și o zis să-i acopăr ochii. Și nu am înțeles de ce să-i acopăr ochii la copil. Și am avut intenția să dea în ea. Am acoperit-o cumva cu pieptul, nu știu, dar... Și când vine tot, deci, o da din toate direcțiile și la un moment dat... Fetiță sau și în tine și în ea? Fetiță nu, dar nu a apucat studia, dar știu că nu mi-a tot dat, nu știu cum nu m-a făcut. Deci, cred că în toate felurile m-a jignit. Absolut, că i-am distrus viața, că nu mai înțelegeam nimic. Până la un moment dat știu că a zis că... Să dispărem din zonă, să iau, să plec cu ea, dacă nu, să o duc la un orfelinat. Să o duc, să o las undeva. Și... Nu las copilul la niciun orfelinat. Dacă e, plec cu ea, dar să stai liniște că plecăm amândouă. Știu că asta i-am promis atunci, că... Nu, lasă-ne să coborăm, că uite, plecăm amândouă. Până dimineață îți promit eu că plecăm amândouă. Mă duc acasă, mă și vedeam deja, că nici nu-mi bag haine undeva. Vedeam că mi-au cuprit un braț și că nu mai gândeam că trebuie haine, bani, că mă gândeam, doamne, plec pe jos. Și au zis că... Nu, când se cobor din mașină, zis că, da, vezi că mă întorc. Dacă nu pleci, mă întorc. Și am intrat în casă, o tot sunat că să mai ies o dată afară, nu mai ieșeam cum era, deci mi-era groază. Și am zis că nu mai ies, i-am tot dat mesaj, nu vină, că rugă frumos, nu mai vină. Deja eu mă... Deci, atunci chiar m-a dus în halul ăla în care mă vedeam și a fost singura oară în viața mea care m-a văzut că mi-a copilul în brațe și am zis, doamne, mă duc și mă arunc într-un râu, într-un, nu știu, că nu poți să stai să vină așa, într-una, când poate te niștești tu un pic, să vină să te fac așa, să-ți dorești să mor, ca să se termine toate și
Eu știu că asta mică plângea, tot butonam telefonul să nu vină, să nu vină, până m-a dus într-adevăr în halul în care am spus, l-am sunat eu după vreo jumătate de oră și am spus, hai te rog frumos să-mi faci înapoi, că și tot, eu recunosc ce am spus și am spus că bag un cuțit în amândoi. Măcar să terminăm, în mine și în el, ca să terminăm, da, păi nu, no. Și au zis, nu mi-au răspuns, dar între timp, cred că a fost singura oară când am zis gata, mă duc la poliție, m-am dus la poliție, am făcut plângere, din ce la poliție mi-a dat un mesaj că nu a fost, nu din cauza mea, și m-a arătat mesajul la doamna care a fost la poliție, mă rog, undeva după 3 luni, că a durat foarte mult, că știu cum întrebă de ce nu mai cheamă, de ce nu mai cheamă, și mă sunea și mi-a vezi că nu mă cheamă. Și m-am dat, când am tratat de... Era chiar mândru de el. Da, și întreb, dar de ce nu m-a schemat? Că m-am dat, m-am dat și o să întreb, măi, ce poate să-mi răspundă? Mi-a zis că a murit bunica lui. Și am zis, și ar trebui să sufăr eu? Ce-a zis poliția, da, că a murit bunica, da, lui? Da, adică că... era avocatul lui? Nu știu, dar asta mi s-a răspuns. Bun. Și e în doliu sau ce? Mă rog, o zis că... Deci nu, da, chiar mi-a zis că a suferit destul. Și mai... Da, da? Deci chiar așa mi-a răspuns. O să spunea poliție? Da. În decembrie deja se întâmpla de câte ori ieșeam eu pe poartă, culmea, am zis că o dată e coincidența, doar întâmplarea, a treia oară, n-am știu cum să spun. Cum vedeam ceva fără poartă, cum opera mașina lângă mine, cum ieșeam din magazin cu mașina lângă mine, cum făceam orice pas, mașina lângă mine. Se mutase acolo, lângă tine? Da, nu, cred că s-o mutase în buzunarul meu undeva, de fapt, că era pretutindeni lângă mine. Și? Singura plângere pe care ai făcut-o la poliție a fost atunci când fetița avea 3 luni? Da. Ai primit vreun răspuns de la poliție, de la parchet, de undeva? Ai... Da, deci... Fost chemată ulterior să dai declarații? Nu. El s-a mai oprit într-adevăr. Deci toate chestiile astea s-au oprit în ianuarie, pentru că a venit fratele meu acasă. Anul ăsta. Da. Că a venit fratele meu acasă în vacanță și cred că nu mai știu când pleacă. Cred că nu mai afla sau nu știu. Imposibil. Și-o dat de seama când o plecat, doar că n-a stat în pace, mă rog. Până acum câteva zile, când întâmplător o trebuie să mă duc în oraș, pe unde circulez mai mult, că aveam pe bunii în spital internată și ne-am întâlnit întâmplător. Până, eu am zis că întâmplător, dar nu știu. Și au zis, la fel au început cu hai să vorbim, și am zis că vorbim aici, că suntem în centru, lume, mă simt și mai în siguranță, că da. A început să-mi spună, ți-am zis că nimeni niciodată nu o să te aibă pe tine, tu a mea o să fie tot timpul, nimeni n-are voie să te atingă, tu ești ca un... Ceva ceva în genul, numai nu mi-a spus, eu te-am educat, tu a mea rămâi. Că, pentru că am întrebat, băi, dar nu... Tu ai un contract de închiriere pentru mine sau ceva? Nu, n-are, nimeni nu o să te atingă pe tine, doar eu. Doar eu, când o să vreau eu o să vin, și o să ieși afară și o să fie doar a mea și atât. Stăm acum de vorbă cu un domn care i-a acordat un sprijin acestei tinere ajunse la disperare. A mai luat-o cu mașina, o să ne povestească dumnealui imediat. Și care a început să fie amenințat, după cum spuneți, după cum am văzut pe telefonul mobil, există mesaje de amenințare. Ce s-a întâmplat? Sunteți din aceeași localitate, din aceeași localitate cu tine? Suntem din aceeași localitate și cunosc foarte bine familia. Bunica era moașă comunală și toți respectăm în comună de moașă. Părinții au niște probleme medicale în familie și mama și tata sunt bolnavi foarte grav. Și chiar au nevoie de sprijin din partea oricărei persoane. Nu am făcut decât să-i mai duc cu mașina, abonament de lapte la mine, având și lapte și lucruri din astea mărunte, nu mari. Pentru că bancii astea primesc de la frații care sunt afară și lucrează, un frate în Belgia, o soră în Italia și îi ajută cu banii permanent, plus veniturile din casă. Și m-am trezit anul trecut, pe sfârșitul anului, sunat cu număr necunoscut, nu a vorbit nimeni și tot ea mi-a spus că ea a fost atenționată de el, că dacă se mai vede cu mine, nu știu la ce se referea când se vede cu mine, voi păți ce am mai pățit odată,
Ați fost văzut împreună în mașină? Dar noi nu poți să iei pe cineva în mașină să te ferești. Bineînțeles. Și mai luat-o pe drum, ia. Da, și nu poți să, nu, și nu poți să te ferești de cineva de lume când iei pe cineva în mașină, dar nu e pe ascuns. Nu motiv de a vă feri. Bineînțeles. Și acum câteva zile m-am trezit din nou cu un mesaj să lasă aventura cu persoana respectivă, că nu va avea, n-a avut bărbat și nu va avea niciodată că se ocupă el și dacă vreau să-mi fie ca până acum, dacă nu, vreau să continui mai departe. I-am răspuns dacă e într-adevăr un bărbat care vrea să discute și are ceva de... la femeia respectivă, să te reproșa sau de drept, dreptul nu cred că poate să aibă, dar poate ține rea sau o relație, să vină să discutăm, să-i explic care situația. Și a spus că am tupeu și în final i-am spus că voi merge la parchet și la inspectorat pentru a clarifica situația, pentru că eu am mai fost amenințat, am avut niște probleme pe care dumneavoastră le știți, dar noi ne facem referire la ele și nu vreau să mai pățesc din nou același lucru. Am impresia că acest domn... Dar care nu are legătură cu cazul ăsta. Nu are legătură. Alte amenințări, dar trebuie să fiu atent la fiecare... Dar nu are legătură cu cazul. Nu are legătură cu cazul, dar trebuie să fiu atent la toate amenințările care le primesc, pentru că e în joc și viața familiei mele. Mai mult, fiul meu este elev la liceul respectiv. Știați calvarul prin care trece fata? Bănuiesc că așa... Mi-a povestit mici frânturi. Nu mi-a spus detalii, pentru că probabil sunt lucruri de care se jenează. Dar mi-a povestit și am sătuit... Mi-a spus că e frică de el. Mi-a spus că e frică și mi-a dat seama că e dominată psihic. I-am spus să facă demersul, să meargă la poliție. A fost la poliție, s-a plâns, are un certificat medical, au văzut-o oameni, știu colegii ei de clasă, toate lucrurile. Dar nimeni... Profesorii știu? Spune... Deci, din spusele ei, că inclusiv la directoarea liceului se cunoaște și a zis că fetele sunt vinovate. Nu știu cât de vinovate sunt fetele la 15-16 ani când încă visează la păpuși și un profesor le abuzează și face ce a făcut în lui. Ce veți face dumneavoastră? Eu personal vă fac o plângere pentru amenințările aduse mie personal și în același timp voi fi martorului pentru că a făcut referire la numele ei pe mesaj și mesaj pe care vi l-am arătat și pe care le voi susține, pentru că până la urmă și situația asta trebuie să se rezolve într-un fel. E greu să trăiești sub teroare, femeie fiind abuzată și amenințată de un bărbat care ți-a fost dascăl. Dragi telespectatori, au trecut câteva zile de când am stat de vorbă prima dată cu tânăra din fața mea, pe care o voi numi, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, Maria, pentru că nu vreau să-i dezvăluim, cel puțin deocamdată, identitatea. Și aș vrea să o întreb pe Maria ce s-a mai întâmplat între timp. Dacă vă ați văzut emisiunea de la început, are de-a face cu un individ, un fost profesor al ei de liceu, de sport, foarte agresiv, atât în vorbe cât și în fapte, cu care a avut o relație de când era minoră și eleva a lui. La început, acceptând relația convinsă de respectivul, după care încercând să renunțe la ea, dar nici la ora actuală, după atâția ani, nu reușește să se pună la adăpost de amenințările, de agresivitatea acestui om. Maria, ce s-a mai întâmplat zilele astea de când noi nu ne-am mai văzut? Sunt 4-5 zile, nu mai mult. S-a mai întâmplat ceva? Te-a mai căutat acest individ? Te-a mai amenințat? Da, m-a sunat, mi-a dat mesaje. Tu ai și înregistrat o bucățică din... O bucățică, da, pentru că așa sună câte un pic, un minut, două, mă rog, jenește, urlă, n-apuc să-i spun mare lucru, că în general mă burbui, încercând să-mi fac și puțin loc și mă jenește la toată lumea din jurul meu sau pe... în general pe toți cei care sunt în jurul meu, nimeni nu e bun pentru el, toți sunt răi, dar eu nu... Dar, cum spune el, i-am distrus viața, nu știu. Da, mă sună, mi-a dat mesaje. Din când am spus, mă sună pe mine
Și dacă eu zic că nu vreau să ne vedem, deși eu spune că să vorbim 10 minute, 20, o jumătate de oră, ajunge să nu am dat că ajunge să vorbim 5 minute. Ce să vorbim în 5 minute? Eu am spus, nu și mie un singur motiv pentru care aș ieși să vorbesc cu tine alea 5 minute, să ce să-mi dai palme sau pumni, să scoți foarte ca să mă amenesc, că mă tunzi. Pentru ce să ieși 5 minute? Știți că toate astea le-am făcut că m-ai enervat. Mă enervezi foarte tare. Și... după aceea, doamna, închizându-i telefonul sau spunându-i nu, nu ies. Deși eu spun de viața asta foarte mult, în primul rând, nu ies pentru că mi-e mult prea frică de tine. Mi-e groază, nu că mi-e frică, mă înspăimânți. Hai să citim câteva din mesajele pe care ți le-a trimis în ultimul timp, cele pe care tu consider că le poți totuși citi pe post. Dar mai am toate mesajele jignește și pot să folosesc acele cuvinte? Vedem, punem un bip dacă sunt chiar împotriva regulamentului CNA. Îți place să-ți faci singură probleme? Vrei să se repete neapărat? Te-am lăsat să crești că așa am vrut eu. Dar dacă chiar nu te potolești cu ala a tău, să știi că nu o să mă mai opresc. Adică s-a întâmplat ceva care a ajuns până la o limită nepermisă și totuși te-a lăsat să pleci. Asta vreau să spună, nu? Nu, vreau să spună că de vreo 4 luni încoace, într-adevăr, nu m-am mai căutat ca înainte. Zic că înainte să oprea la mine la poartă, venea, pleca, vedeam, mă ciocneam cu el pe stradă. Apoi până într-o seară și... în seara respectivă, într-adevăr, a fost puțin altfel în sensul că doar la telefon mi-a existat foarte mult, să zic. Da, poate ne-am mai întâlnit în oraș. Am fost conștientă că are prieten în oraș, poate îl sună că mă văd pe stradă sau ceva. Dar numai ca înainte, ca în noiembrie, decembrie, când eram urmărită, nu, efectiv eram urmărită. Toate până într-o seară. Trebuie să o schimba puțin în sensul ăla, dar... dar eu nu vreau să vorbesc despre asta. Nu am înțeles. Alt mesaj. Da. Clar, ai înțeles. Ți-a plăcut terza banii lui, nu-mi pasă. Nu cumva să te... nu cumva să te mai vezi cu el. Da. Că el tot timpul spune că dacă mă văd cu altcineva, mă văd pentru că am vreun interes. Eu așa consideră. Și... zice mereu că, na, că dacă te vezi, na, că clar am eu vreun interes, adică ori pentru bani, ori na. Atâta timp cât nu e soțul tău, care e problema lui dacă te vezi cu altcineva, de exemplu? L-ai întrebat asta? Da. Și ce spune? Că nu trebuie să fiu cu nimeni altcineva. Decât cu el? Da. Da. Păi și de ce nu ești cu el? De ce nu ești nevasta lui? De ce nu sunteți într-o relație omenească? Asta l-ai întrebat? Vrei să fiu cu tine? Hai să fim împreună. Da, nu l-am întrebat. I-am spus că bine, tu ai putea să fii cu... da, dacă i-aș fi făcut tot ce ai făcut tu. Tu ai putea... a spus că... că da, că nu da tare niciodată. Ah, da, că nu da atât de tare încât să lase semne și... și totuși ai un certificat medico-legal. Totuși am avut de mai multe ori semne. Da, am un singur certificat medico-legal. Pentru că o singură dată te-ai dus la medic. Exact. La medicul am avut de mai multe ori. Și dacă stau... dacă stau să mă gândesc. Și... eu aș putea să mă duc la amicile mele care m-au văzut. Chiar acum m-am amintit că, de fapt, chiar la un moment dat, două amicile ale mele m-au văzut coborând din mașină și fiind tunecată pe partea stângă a feței și umplată și deja mă vinețeam. Dar și familia ta poate să depună mărturie, știai asta, da? Da. Nu numai amicele, care poate să tem. Da, e mai tare mă tem pentru ei mei. Da, te cred. Da, în continuare o să prezentăm telespectatorilor convorbirea care a avut loc. Am să te rog să-i dai și drumul acum. O avem și înregistrată la noi, dar hai să vedem dacă o auzim în telefon.
Deci este o convorbire, dragi telespectatori, pe telefon, da? Hai să-i dăm drum. Nu justifică nimic ceea ce ai făcut în decembrie. Da? Ce vorbești tu? Manu, ascultă-mă un pic, domnule, te rog. Nu era normal să tragi de mine în piață mare. Nu a fost normal deloc, crede-mă. Că mai păi nu e normal, e clar că nu e normal. Nu era normal să te văd cum îți spui. Te-am enervat că ce? Că ce? Că ai văzut o fază la poartă cum l-am umbrat de la cineva? Și te-ai gândit că ce? Nu, lasă, nu, nu asta fază. Mama, nu știu ce știu de date. Ascultă-mă. Și cu telefon și balea, mă rog, nu mai pot te-a. Normal că, să ce? Să-mi spui că îi dai foc, că îi spați mașinile? Că ți-a părut normal să te văd cum îmi spui telefonul la ureche? Să sun pe nu știu cine să vină să ne ia cu mașina? Băi, păi, bună, să mă ia pe mine, bă, nu pe tine, da, să mă ia pe mine cu mașina. Da, zic că ești cu fata, așa ai spus. Nu mi-am camită să vină cu fata, însă vină să mă ia pe mine de acolo, să plec. Nu, ai spus, bine, cu fata. Ha? Ai spus. Sunt cu fata, cu tine. Da, adică cu mine, da. Sunt cu tine, dar să mă ia pe mine, da? Bogdan Mărtisă și mă ajută și vede să vină să mă ia cu mașina, că n-am dat mașină. De asta e, să mă ia. M-am văzut mâncare pentru pești, sincer. Chiar m-am văzut mâncare pentru pești. Nu mi s-a părut. Da, așa ai văzut tu. Da, nu era pentru mine, era pentru mine. Nu era pentru tine, stai tu cap. Pentru că atunci am pus lucrurile cap la cap. Adică atunci am realizat de unde știe tot ce fac eu. Pe ce schimb de mașini cu prietenii tăi? Asta ai făcut. Ce să fac? Schimb de mașini cu prietenii tăi, că nu știa mașinile. De aia știai tu tot ce făceam eu. Păi, dar asta a fost decât în alea două zile, deci nu am fost niciodată. Care două zile, când noi aproape două săptămâni de cât era așa pe poartă, ne întâlneam, ci că întâmplător? Sau bune. Eu nu știu, tu știai că eu nu am telefon. Lasă-mă, totuși... atunci a fost chiar, atunci chiar am fost, am eu treabă, ți-am zis în alea da, două zile, a fost toată TV. Și chiar nu, că rezi n-am mai făcut eu. Rezi n-am mai făcut eu. Care voiam să fost și cât de mult mai mic. Mai mințit, s-a văzut că mai mințit. Ți-am spus că nu mă văd cu nimeni. Nu erai un om liber, măi, n-ai vrut tu să fii un om liber. Nu ți-am zis eu că ești un om liber. Da, ziceam așa, dar nu mai contează. Cum îmi spui să scap de copil și după aia să nu mai ai o pretenție din asta la mine? Cum te gândeai tu? Nu ai făcut timp de mașini cu prietenii tăi, nu? Dar mașina aia gri, de la discotecă care m-a văzut în ce mașină am urcat și... Acu era, nu cumva lui Bogdan. Nu. A fost mașina, am avut mașina unui prieten din Bolovraj, atâta. E mai mult, din prima zi, în prima zi, a doua zi m-a sunat aia că pe Sfântâlbuze, iar că umbli, iar că nici bun, iar... Hai, serios, dar ce umbli, dar ce face mult, știi? Dar foarte curioasă, când ai spus că am fost la poartă la respectivul, bine? Tu chiar ai fost la poartă la el? Une? La tipul respectiv. A, bă, e tu treabă, că nu știu, nu, de ce să spun că am fost sau nu am fost, de ce, nu știu, n-am fost, abona. Că așa mi-ai spus, că am fost, știu unde stă, că am fost la poartă, am mică, ești un poc, că-i... Se pare că e tip parte, se pare că normal. Dar se pare normal să-mi spun să-i spui că ai fost la poartă la el, că îi pui foc, că îi dărâm mașinile, că o să vadă el dimineața. Nu-i pui foc, bă, i-a spus atâta timp să eu nu m-am băgat la nimeni, să-ți dată să el să bagă, am zis că astea amenințări le-am primit de la tine, că îi pui foc, că îi spargi mașinile, că te întâlnești cu el pe stradă și dai și vreo doi pumni, că cu mașina peste el. Da, atâta timp când mă enervez și cu toate cele ce face, e normal să fac lucrul ăsta, da? Ai spus, mă, că o să fiu sclava ta. Că vreau, că nu vreau, o să fiu sclava ta, că tu oricum e fata și o să fiu sclava ta. Că n-ai nimeni voie, ascultă-mă, te rog. Așa? Că n-are nimeni voie să se atingă de mine, că nimeni nu intră peste ce ai construit tu. Da, normal. Da, asta da. Nimeni nu, adică nimeni n-am suportat atâta așa. Nu mă, de ce nu recunosc nimic? Până nu îmi spui exact cu cine am fost, n-am ce să-ți recunosc. Când te-am văzut cu ăla de cu... Odată, vrei să-mi mai pun și altele? Da. Da? Da, rost. Păi... Dacă m-am văzut odată, înseamnă că s-a întâmplat ceva? Odată? Da. Și la poartă când s-a adus bradul înainte. Așa. Ai pus să faci papuci, tot cu el. De două ori. Da? Da? Așa, nu, că de două ori am urmărit eu. Da? Așa, de două ori. Da? Așa, iar restul nu, am,
N-am mai plătit nimica, n-am mai făcut nimica, n-am mai vrut nimica să fac. Cam cum mi s-a părut mie când tu mi-ai arătat pe telefon toate datele mele personale la tine, pe telefon, CNP-ul, gen... Alea datele tale personale aveam de mult, tati, aveam absolut de mult. De cum să le ai de mult? Pentru că am schimbat în buletinul în urmă cu 6 luni. Da, și normal, nu? A, deci eu cum am schimbat buletinul, datele mele au ajuns la tine, nu? Că așa e normal, așa se face. Deci asta s-a întâmplat pur și simplu, deci am cerut datele, pentru că... Cam cum ai făcut, dar spune acum serios, mamele. Nu, ascult, băi, deci nu, te rog frumos, da? Asta ascult eu, pentru că tu vrei să îmi cu solul ta, vreau să știu niște date, am aflat și pe alea cu solul ta, adică tot timpul vreau... Că voi, că alea, așa și tot, soră mea, să cum nu se ajungeau al mele. Nu, dar cam cum mi s-o pentru ca, fată, cum... că pentru că tu vrei să pleci, că nu știu ce, și am vrut posibil să te-am făcut toate datele, da? Și am vrut, l-am aflat. Tu consideri că e un pericol pentru elevele din liceu? Mai mult ca un pericol. Ca un pericol, mă poți ocoli, mă poți evita. Odată ce te... Nu știu dacă e corect să spun că eu m-am încurcat cu omul ăsta, că eram un copil la urma urmei. În 14 ani. Da. Odată ce te trezești într-o astfel de relație, credeți-mă, nu știi cum să ieși. Ai depus plângere de când am vorbit noi și până acum, da? Da. Ai depus din nou plângere, a mai fost o plângere în 2010 la care n-ai primit nici până acum răspuns și acum ai depus o nouă plângere. Da. Unde? Cum ai depus-o? La pachet. Și ai trimis-o prin poștă? Da. În ce zi ai trimis-o? Vineri. Acum... Vineri. La 3 zile, 4. Da. Nu. Astăzi este... Joi. Deci vineri ai depus-o și ieri ai primit confirmare de primire, da? Da. La ambele plângeri. Da. Când ai depus plângere în 2010, ai vreo dovadă că ai depus pentru că n-ai primit niciun răspuns? Da, nu am primit răspuns, dar în afară de faptul că m-a anunțat el că pot să mă uit pe geam că văd unul la secția de poliție cu o chemare de declarații sau cum se spune, n-aș putea să spun. N-ai altă dovadă și nici n-ai primit niciun răspuns. Nu. Da, vom vedea în continuare. Vrei să ne mai spui altceva? Din toate cele care ți se întâmplă? Da. Îmi spuneai la un moment dat că cel care era pe vremea aceea directorul liceului în care ai învățat chiar a dat de înțeles foarte clar că știe despre ce e vorba în momentul în care tu te-ai plâns că nu te mai primi la ora. Da. Ce s-a întâmplat atunci? Mă rog, am făcut afară de la ora de sport. De ce? Până mă vreau să merg să fac handball, antrenamentul de handball. Și m-am dus, mi-a spus domnul profesor. Erai capitanul echipei. Da, da, da. Și n-am mai vrut să merg să fac antrenament. Ca să nu te mai vezi cu el sau de ce? Da, deci în primul rând, ca să nu mă mai văd cu el. În al doilea rând, pentru că era o chestie. Când erai capitan, trebuia să ai grijă de toate... Nu ca fetele să vină neapărat între, dar trebuia să ai grijă de echipamente. Și dacă vrea să-și bată pe mine, că vrea să mă facă să mă simt extraordinar de prost, de exemplu, dacă o fată și-a uita echipamentul, mă trimitea la ea, ca să nu cumpăr că stea la 3 km, eu trebuia să merg pe jos pe echipamentul ei. Nu mi se părea normal să mă înjosesc între atâta, să mă duc la ea, ca să o rog frumos între echipamentul, că poate nu vroia, nu? Că nu obliga nimeni. Și am zis că nu mai merg, nu fac cum să mă duc la oameni la poartă să le trimit echipamentul. Dat afară, de la ora, m-am dus la domn director. Și i-am spus că nu mai vreau să fac handball și domnul profesor m-a dat afară de la ora de sport. Și domnul director mi-a zis că atunci dacă iubești profesorul și sportul ăsta, duci la handball. Deci, trebuie să merg înapoi, că nu. Ai făcut atunci ceva scris sau doar i-ai povestit directorului despre asta? Nu, i-am povestit ce mi s-a întâmplat și... Și el ți-a spus că dacă îl iubești pe profesor, să te duci în continuare. Da. Adică te-a lăsat să lupți singură... Da. Și eu cred că mai pot situația. Și dus, că... Da. Că așa ți-a spus directorul, nu? Cum îl cheamă pe director? Da. Și eu mai pot și dus, că... Da. Cum e că... Gândindu-mă acum la ce am pățit eu, îmi pare foarte rău că...
După mine au mai fost fete pe care le știu poate din vedere, poate mi-au fost arătate de către acea și pare foarte rău că n-am fost în stare măcar o dată, o singură dată și mă spun, stai, ascultă-mă pe mine. Asta e să-ți povestesc eu cum e, cum o să ajungă să-ți fie, că poate s-ar fi oprit mai de repede. Dar mai spuneai acum înainte de înregistrare că una dintre aceste fete te-a sunat... De Crăciun, după Crăciun. Anul trecut? În 2013, deci acum câteva luni, da? Așa, după Crăciun, pe 27, cam așa. Cam așa, da. M-a sunat, m-a întrebat ce fac, ce-mi face copilul, mi-a spus că vine. Vă cunoșteați dinainte? Da. E de la tine, din localitate? E din comună, mă rog, ne știam din vedere, adică nu am avut și mari tangențe, dar... Dar ați învățat la același liceu, un an diferit. Exact. Eu a fost mică decât mine, adică a avut cine să... A fost urmași. Și tău cum ar veni în ale... Da, da, da. Și am întrebat-o ce face, cum este. Mi-a spus că este în Timișoara, că este logodită. Am felicitat-o și mi-a zis că mă roagă frumos, că o sunase el. Și mi-a spus că dacă nu mai țin legătura și mă tot feresc și... Că mă roagă frumos că dacă ajung să fac ceva, să nu implic, să nu dau nume. Deși... Mie mi s-ar părea corect să nu trebuie să tămea singur, așa, că... Am spus, o să ajungă și ele să aibă copii și o să vadă cum... Că nu te mai gândești când ai copil. Eu nu mai gândesc la mine acum. Mă gândesc, sincer, nu vreau copil să de seama lui fimea. Și mă gândesc, Dumnezeu, nu... Eu nu pot să-mi permit să cred cum... O fetiță o să treacă prin așa ceva. Chiar nu pot să-mi permis să cred lucrul ăsta. Că ești amenințată? Eu în clasa 12, dacă vreau să nu mai mă văd, am fost minoră până în clasa 12. Exact, nu o să termin la clasa 12, am 18 ani. Eram amenințată că eu o să pici bacul, poate o să pice. După ce am terminat clasa 12, ca să fie relația, îmi spunea, o să pice soră ta bacul. Șantaje? Când o... Am terminat și cu bacul soră mea, după ce m-ai trebuit așa un an, doi, am așa numai decât o să pice frate tobacul. Că... A, și frații tăi au continuat după tine? În același liceu, da. În același liceu. Da, mai da. Mici fiind, an de an, cineva pica bacul dacă tu nu păstrai relația cu el. Vom urmări subiectul, vom cere punctele de vedere după ce acest material va fi făcut public pentru a nu se încerca, știu eu, să se facă presiune asupra ta ca să nu îți schimbi declarațiile. În momentul ăsta îți menții declarațiile și vrei să fie făcute publice sub protecția anonimatului, da? Da, dar o să le mențin indiferent ce, că mai rău decât o fost, n-are cum să fie. Bine, Maria, mulțumesc că ai avut încredere în noi să ne dezvălui ce ți se întâmplă și să ne ceri sprijinul. Și noi îți promitem că vom fi alături de tine în tot ce se va întâmpla de acum înainte.